Două versete din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14. Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intre pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Vă invit să vă reașezați. Îmi exprim și eu bucuria să fiu alături de cei doi, de David și Lidia, de familiile care astăzi se încuscresc. Domnul să vă binecuvânteze, familia Magda, Olga și bunica Iren, Dumnezeu să vă binecuvânteze, care ați crescut-o cu atâta gingășie pe Lidiuța. O știu de micuță. Sunt aici împreună cu frații de la Nimigea și apreciez prezența tuturor. Am venit cu bucurie să o însoțim și, cum predica fratele Nelu, să îi dăm mult curaj. Dumnezeu să o binecuvânteze. Am avut un timp deosebit cu cei doi și plin de emoție chiar, fiindcă am fost aproape de această familie și Lidia nu a avut ce au mulți astăzi și nu știu să prețuiască. Ea a avut mai puțin, dar suficient și a știut să prețuiască. Ne bucurăm de modul în care Dumnezeu i-a purtat de grijă. Este o fată deosebită. Îi spuneam, David, două la rugăciune, două la stăruință, două în misiune, că asta îi plac lui Lidia. Domnul să-i ajute și să-i binecuvânteze toată viața. Amin. Sunt tare, tare bucuros astăzi să vă adresez câteva cuvinte lângă timpul care l-am avut deosebit. Dragii mei, cele două versete care le-am citit, noi nu le citim niciodată la căsătorie, nici eu nu le-am citit niciodată. Ceva s-a întâmplat gândindu-mă la cuvântul de astăzi, mi-a venit din partea Domnului acest cuvânt, cele două versete mi-au venit din partea lui Dumnezeu și vreau să le aplicăm și aș vrea tare mult să înțeleagă și Miri că este o invitație pentru ei astăzi. Dacă invităm la mântuire pe oameni și predicăm de aici la evangelizare, astăzi cuvântul lui Dumnezeu vă invită, David și Lidia, intrați ca familie pe poarta cea strâmtă și pe calea îngustă. Bunul Dumnezeu să vă ajute. Vreau să vă transmit telegrafic cum puteți să intrați. Cine intră, de fapt, pe această poartă îngustă, strâmtă cale, poartă îngustă? Doar puțini, spunea Mântuitorul. Aceste cuvinte n-au fost rostite de oricine. Sunt rostite de gura Mântuitorului și duc la viață. Slavă lui Dumnezeu! Vrem să avem viața veșnică și vrem să avem fericirea care ne asigură Domnul. În primul rând, trebuie să știți definiția familiei. Voi astăzi intrați într-o dimensiune nouă. Familia nu este un proiect de pe pământ. Familia este proiectul lui Dumnezeu. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Apoi, Dumnezeu a zis în cartea Geneza, nu este bine ca omul să fie singur, am să fac un ajutor potrivit pentru el. Adam, când a văzut-o pe Eva, a strigat, iată, în sfârșit. Nu știu cât a strigat de tare David. Nu știu, dar a strigat, a exclamat, iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, de aceea va lăsa David pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu Lidiuța și vor fi un singur trup. Domnul să vă binecuvânteze. Acesta este proiectul în care intrați. Poarta strâmtă, calea îngustă, se numește proiectul divin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu după gândirea umană, nu după modelul lumii de astăzi, ci după modelul lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute. Familia funcționează numai după acest proiect divin. Apoi, în cadrul acestei binecuvântări din Geneza, Dumnezeu scrie în capitolul 2, i-a binecuvântat. Voi sunteți prin actul creației, ca sos și soție, binecuvântați. Slavă Domnului! Rămâneți pe poarta aceasta, pe calea aceasta îngustă, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă nu rămâneți, Dumnezeu nu-i devină. Vă recomandăm și ne rugăm pentru voi să rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu vă asigură o viață binecuvântată. Apoi,
Destinul vostru este cerul. Slavă lui Dumnezeu! Îți spune cuvântul Domnului, David, să te porți cu înțelepciune, cu lidiuța, ca una cu care vei moșteni harul etern. Domnul să-ți dea multă înțelepciune și ție. Deși se vorbea din cartea Proverbe, capitolul 31, pentru femeia înțeleaptă, Dumnezeu să îți dea și ție multă, multă înțelepciune. Aș vrea să vă binecuvânteze Dumnezeu, să fiți în acest proiect unii care mergeți în voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, dragii mei, familia care intră pe poarta cea strâmtă și merge pe calea asta îngustă, este zidită de Dumnezeu. S-a vorbit mult și toți frații la rând aproape au repetat Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Zidiți căminul vostru împreună cu Dumnezeu. Și de multe ori am predicat, vă transmit și vouă doar telegrafic, fără să dezvolt cum zidește Dumnezeu o casă. În primul rând, Dumnezeu o zidește în adevăr. Acesta este adevărul veșnic, cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Zidiți casa voastră împreună cu Dumnezeu în adevărul Scripturii. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apoi, Dumnezeu zidește în dragoste. Nu se poate. Familie în care Dumnezeu este implicat și vreți să zidiți împreună cu El, să nu existe dragostea divină, liantul. Domnul să vă binecuvânteze, să zidiți căminul în dragoste. Apoi se vorbea despre mulțumire și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Așa zidește Dumnezeu o casă. O casă zidită de Dumnezeu când a intrat acolo, este doar mulțumire, este zâmbet, este pace, este confort. Așa să vă găsească toți care vor intra în casa voastră. O casă a mulțumirii. Pentru toate lucrurile, mult sau puțin, oricine va intra în casa voastră, să audă un singur cuvânt. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu! Acesta să fie cuvântul de ordine. Domnul să vă ajute! Și apoi o casă care o zidește Dumnezeu, sigur, este o casă unde smerenia înflorește. Da? Da? Sunteți de acord? Vă știți că calea asta, și îmi pare rău să spun cuvintele astea, nu-i cazul nunta voastră, dar s-a lărgit tare mult. Chiar cu ocazia acestor evenimente mari, spun mai încet să nu se audă tare, dar să se audă. De aia consider că trebuie să revenim la cele două versete cu subiectul nunților. Să se intre pe poarta cea strâmtă și să se meargă pe calea îngustă. Spunea fratele Nelu aici că mulți care au slujit Domnului după căsătorie nu-i mai găsești. Exact scuza din pilda Mântuitorului. N-am putut să vin că m-am însurat. Să ne păzească bunul Dumnezeu de așa ceva. Domnul să vă ajute, floarea smereniei în casa voastră, așa zidește Dumnezeu. Sunt multe altele în care putem vedea amprenta lui Dumnezeu. Ceasul s-a dus și vreau să vă transmit și încă un al treilea gând. Urmăriți scopul lui Dumnezeu pentru viața voastră. Credeți toți că Dumnezeu are un scop special cu ei? Amin. Un scop unic? Așa este, dragii mei. Noi suntem unicate ca indivizi, dar și familiile sunt unicate. Glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne ia la grămadă ca și familie, ci cu fiecare familie Dumnezeu are un scop extraordinar în cele trei dimensiuni. Pentru voi, ca familie, personal, Dumnezeu are scopuri înalte. Apoi, Dumnezeu vrea să folosească tot ce a pus în voi și ce va dezvolta pentru biserică și ne rugăm acolo la Sfântul Nicolae Mare sau oriunde veți fi, să fiți la Nimigea, că asta vrem noi, Nimigea nu zisam, nu? Noi construim acolo o clădire, nu ca aici, dar la fel de mare pentru comuna Nimigea. Și vrem să avem și membrii și așa cum le spuneam că doresc să fie o familie model, cum sunt cei doi de acolo din fața mea, care doar cu o săptămână în urmă le-am spus aceleași cuvinte, Domnul să vă binecuvânteze, Cristi și Dalida. La fel doresc familii model pentru biserică, oriunde veți fi, Dumnezeu să-și atindă scopul lui el. Și apoi în societate, să fiți o familie care să influențați societatea aceasta în bine, un climat de pace și de bucurie. Oriunde veți fi, Domnul să vă folosească. Urmăriți
scopul lui Dumnezeu. Cei care intră pe poarta cea strâmtă și merg pe calea asta îngustă, întotdeauna sunt cu un ochi la Dumnezeu, la scopurile Lui. Nu în primul rând ce vrem noi, ce ne dorim noi, ci exact ce spunea Iisus. Și aud în fiecare zi, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și aceste lucruri, mâncarea și îmbrăcămintea, despre care se spunea, vi se dau pe deasupra, slăvit să fie Domnul. Mofturile nu, nu, vă le-am spus și lor, da? N-ați uitat. Nu, mofturile nu ne-a promis. Atât să citesc greșit acolo, că toate celelalte. Și să gândesc deodată la palate și... Nu, 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 nu. A spus Iisus mâncarea și îmbrăcămintea, că a vorbit despre crini și despre păsări. Despre cele două elemente, îmbrăcăminte și mâncare. Slavă lui Dumnezeu! Asta ne le dă. Urmăriți scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute și închei ca normă de viață să fie această carte. Vă asigurăm o reușită. Veți fi fericiți dacă cartea aceasta legii nu se va depărta de gura voastră. David cuget asupra ei zi și noapte, va trebui să fii preot în familie, intri în dimensiunea nouă, cap al familiei, dar și preot. Va trebui să stai de vorbă și la sfat cu Iisus, să edifici pe ceea care Dumnezeu ți-a dat-o și viitorii. Sperăm să vă dea Dumnezeu și ne rugăm copii sănătoși care să-i creșteți în voia lui Dumnezeu și astfel Dumnezeu să poată împlini, așa cum spuneam, scopul care l-are înalt cu privire la voi. Și cum spunea fratele Costică, foarte frumos, foarte frumos. Cred că nu-i prea mult să repetăm la fiecare nuntă. Fiecare nuntă ne deschide orizontul spre cea mai frumoasă nuntă care a fost și va fi vreodată unică, Hristos mire și noi toți, mireasa Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze și acolo să fim cu toți împreună. Dumnezeu să binecuvânteze familiile, dragi, rămâneți cu scri frumoși, grijiți și de Olga, fiți buni, fii bun, David, cu Lidiuța, mi-ai promis asta și toată viața, ceea ce i-a lipsit, să-ți dea Dumnezeu prin tine, completând în inima ei. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.